Cartierul Schela din municipiul Drobeta, Turnu Severin, este un adevărat șantier în lucru și asta datorită primarului Marius Creciu, care a scos la lumină cartierele mărginașe lăsate în paragină an la rândul. Astăzi acesta a fost prezent în teren pentru a efectua stadiul lucrărilor. Lucrările sunt în plină desfășurare. În sfârșit am reușit să dăm drumul la proiectul ăsta la care muncim împreună primăria Turnu Severin de vreo 4 ani de zile. Da, e pe fonduri europene. Este pe fonduri europene. Ce lucrați aici? Ce lucrări aveți aici în zonă? Punctual schimbăm toată canalizarea din zonă și apă. La toate blocurile? La toate blocurile. Aici au fost mari probleme cu canalizare. Canalizare foarte veche, se înfundă și... Dar știți că în perioada următoare o să venim cu asfaltarea. Am venit cu gazele. Dacă noastră terminați cu canalizarea și cu aducțiunea de apă sau schimbarea, da, unde e cazul a conductei de apă, noi va trebui să venim din spate cu asfaltarea. Cu siguranță, praful și nămolul vor deveni doar o amintire pentru cetățenii care locuiesc în cartierul Schela. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a dorit să acorde o importanță deosebită cartierelor mărginașe ale municipiului. Astfel, vor fi asfaltate toate străzile din cartierul Schela, vor fi refăcute conductele de apă, canalizarea, iar de asemenea a fost adusă și rețeaua de gaze. În tot orașul, de fapt, avem o investiție de 49 de milioane pe POIM, programul operațional infrastructură mare, pe fonduri europene, dintre care 20 de milioane revin municipiului Drobeta, Turnu Severin. Suntem în Schela, într-adevăr, un cartier care a fost lăsat de-a lungul anilor de izbeliște, să zic. Am venit deja cu rețeaua de gaze, facem canalizarea, refacem conductele de apă, iar după ce toate lucrurile acestea sunt finalizate, venim și asfaltăm toate străzile din acest cartier. Vorbim de proiectul acesta pe care îl avem cu SECOMU, vorbim de reabilitare rețele de apă, vorbim de extindere rețele de apă, adică rețele noi, vorbim de reabilitare canalizare, extindere rețea de canalizare, contoare cu citire la distanță, avem peste 5.000 de contoare. Dați-mi voie să vă mai spun câteva lucruri, racorduri la consumator noi, o să avem stații de pompare a apelor uzate tot noi, branșamente noi, 5.844 de contoare, 5.165 de cămine noi, 7 km de reabilitare rețea, 1 km de extindere rețea apă potabilă și cel mai important, spun eu, va fi locuirea conductei de aducțiune din fluviul Dunărea, conductă care a fost construită undeva în anii 60. De peste 60 de ani există această conductă, ea va fi înlocuită cu una nouă, ceea ce va duce la creșterea calității apei pe care o beau consumatorii în acest moment. Zona a fost neatinsă ani de zile, drumurile erau impracticabile, iar atunci când ploua se creau adevărate gropi pe unde era aproape imposibil de mers cu mașina, însă acum cartierul Schela își va schimba total fața. Deoarece toate lucrurile vor avea un făgaș normal, străzile vor fi asfaltate, vor fi refăcute conductele de apă, canalizare, de asemenea a fost adusă rețeaua de gaze. Am început un proiect amplu care se desfășoară la nivelul municipiului, un proiect finanțat prin fonduri europene și cu cofinanțare din partea SECOM și a primăriei Drobeta, Turnu Severin. Am început din această zonă. Canalizare, apă, se reabilitează cu tot. Sunt conducte vechi, cu probleme, intervenim foarte des în zona asta și sperăm ca rezultatul să fie unul pe măsură. Municipiul Drobeta, Turnu Severin este un adevărat șantier în lucru și asta datorită implicării primarului Marius Creciu, care a schimbat în totalitate fața orașului nostru, punând totodată în lumină și cartierele mărginașe uitate de-a lungul anilor.